Mâine de Sfânta Maria, la Mănăstirea Nicula, are loc cel mai mare pelerinaj ortodox din Ardeal. Cum nu trăim zile obișnuite, regulile epidemiologice ar trebui respectate cu strictețe. Autoritățile au impus oamenilor rigoare, însă majoritatea credincioșilor au mers la slujbă ca într-un camping. Și-au adus corturile și au rămas peste noapte pentru procesiune. Nu au putut respecta distanța regulamentară, chiar dacă zona a fost împânzită de polițiști și jandarmi. Jandarmii au rugat pe credincioși să poarte mască dacă tot stau unii lângă alții. Inițial, credincioșii nu aveau voie să își aducă corturile aici, așa cum sunt. Cum s-a schimbat această regulă și de ce? Sunt oameni care au venit aici înainte ca să intrăm noi în dispozitiv cu forțele de ordine. Ei erau cu corturile amplasate chiar în fața scenei, au fost dirijați înspre pădure. Sunt însă și mulți responsabili care și-au găsit un loc retras pentru rugăciune. De alții se duc cu salteaua gonfabilă la plajă. Că voi ați venit la... Cum e asta? Păi... Spre binele nostru. Ne e frică, păstrăm distanța, avem măști, avem dezinfectant, respectăm regulile care sunt puse și ne ajută și Dumnezeu și Maica Sfântă. Acești doi soți au mers la Nicula tocmai din Constanța. Să vină vremuri mai bune, să treacă și boala asta care a venit peste noi. Poate o să fie mai bine, cine știe. Am călătorit toată noaptea, am ajuns dimineața aici, am venit pe jos 7 km. Până mâine slujbele se țin fără oprire, însă după reguli noi. Oamenii nu și-au pierdut însă speranța. Am fetiță bolnavă cu criză. Și am venit an de an, 3 ani de zile aici. Și de asta vin din an de an. Că mi-ajută Maica Domnului. Nu mi-a fost frică pentru că purtăm măști, ținem normal cum să ținem și cu Dumnezeu înainte. Anul acesta, la procesiunea de la Nicula, vor participa doar preoții. Se va scoate icoana pe scenă. Se va face prohodul Maicii Domnului, se va înconjura biserica nouă o singură dată și după aceea va fi la locul ei icoana unde credincioșii să meargă să poată să închine. După o noapte de priveghere, după praznicul adormirii Maicii Domnului, pelerinii se vor întoarce la casele lor fără să primească de mâncare. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.